Strada Maria Cebotare, de lângă președinție, patria și parlament. Nu știu de când a fost privatizat, dar de câțiva ani aici e parcare privată. Mi-am amintit că nu m-a filat când a ajuns premierul, a zis să o deschideți la loc, dar probabil au negociat prețul și a rămas în continuare parcare privată. Nu știu de cine e gestionată și beneficiază de chestia asta, dar stă și acum barieră pe stradă publică centrală. Dacă le propui să facă 31 august, de exemplu, stradă pietonală, nu, e spațiu public, trebuie circulat. Păi hai, ori circulăm tet, ori punem taxă. 20 de minute gratis, după aceea 100 de lei pe oră, pe zi. Consiliul Municipal a permis așa ceva. Acum 2 ani. Valabil până pe 31 decembrie. Să am că acum gata, nu mai este valabil? Nu mai funcționează? Interesant câți bani am încasat primăria din publicitatea, din afacerea asta. Că în mod sigur nu prea se dădeau bonuri pentru serviciu prestat și deci s-au plătit probabil ca pentru o patentă de întreprinzător, nu procent din afacere. Acum gata, nu mai plătești pentru parcare, dar oricum strada e închisă. Chișinău, centru, parcul central. Și-a făcut gard enorm și scump la parlament și tot suntem de oamenii care ar putea să treacă pe alături cu mașina. La președinție se poate de mers cu mașina. La parlament stai pe loc. Circulație restricționată. Și prin spate și pentru o parte. Acolo pe Serghei Lazău se poate de mers, dar tot mă tem că e limitat numai pentru boieri. Filmez! Filmez! Filmez!